Ora 9, bine v-am regăsit la știri. PSD și PNL depun în mai puțin de o oră lista comună cu candidații la alegerile europarlamentare. O listă care are un istoric lung și întortocheat și care până la urmă este deschisă de Mihai Tudose de la Partidul Social Democrat. Cine se mai află pe această listă ne reamintește Silviu Jugaru, cel care urmărește acest subiect și vine cu toate datele. Bun găsit, Silviu! Cum arată această listă care va fi depusă astăzi la Biroul Electoral Central? Bună dimineața, bine v-am găsit. Iată că după nenumărate ședințe de decizie și zeci de ore în care coaliția PSD-PNL a căutat candidații pentru europarlamentare, iată că astăzi alianța PSD-PNL va depune lista oficială și finală la Biroul Electoral Central. Despre această listă știm până acum că nu este deschisă de un candidat independent de sex feminin, ci este deschisă de Mihai Tudose, urmat de Rareș Bogdan, Gabriela Firea, Dan Motreanu și Iulian Claudiu Manda. Mai mult decât atât, știm că până acum, conform datelor pe care le-am obținut până în prezent, europarlamentarii vor fi în număr de 16 anul acesta și știm că PSD va continua și va miza în continuare anul acesta cu Victor Negrescu, Claudiu Manda, Maria Grapini sau Dan Nica, alături de surpriza Gabrielei Firea, care a primit drept cadou acest mandat la europarlamentare, cadou de consolare pentru că nu a obținut un mandat pentru sau o candidatură pentru Primăria Generală a Capitalei, iar la capătul opus PNL va miza la fel pe europarlamentarii de până în prezent, mai precis Rareș Bogdan, Dan Motreanu, dar și Daniel Buda. Noi rămânem în continuare aici la Biroul Electoral Central și vă invităm pe această cale să rămâneți alături de B1, pentru că în mai puțin de o oră coaliția PSD-PNL va depune listele oficiale pentru europarlamentarele din 9 iunie.